Doamne și domnilor, bine ați venit la podcast Michael Wright și Lucian Chimici. Cântăm așa: Veta, mi-ai stricat iuveta. Eu n-am cântat atât în viața mea, știi cum ești când... Dar cine sunteți, mă? Mamă, a început iar. Diamante neșlefuite ale acestei țări. Mai Horică, dragul meu, ai venit aici mereu. Sunt aici la podcast și vă spun duhast. Ideea că a fost și la în echipa Surprize Surprize. Am fost și acolo. Tu erai cove, mă? Da. Atunci în vara aia am lucrat și în construcții în Italia. Zi-mi cum era în Italia și cum era recunoscut. Aici cu noi muncește și ăla de la Surprize Surprize. Ți-am zis, pe mănțică, că și lor le e greu. Femei, femei, e plină luna de nebune. Cine v-a dus pe lume? Cine oare v-a făcut? Să zicem că acum, da, îți iei inima în dinți și te reîntorci la Vocea României. Ai de capul meu, nu. M-ai omorât. Nu m-aș mai duce, bă, băiatule, că pe mine m-a înscris nemer Nicola de Bobo. Da, eu n-am știut că sunt înscris acolo. Stai puțin. Bobo mi-a făcut formular și a zis, pac, a scris el în numele meu și a zis da și prezintă-te la preselecție. Și din bun simț a trebuit să te duci acolo. Da, m-au sunat ăștia de la producție, eu nu m-am înscris nicăieri și a zis, cum, că avem aici, nu sunteți dumneavoastră Dragomir Mihai Rait cu seria de buletin, aveți copie de la buletin meu. Și iată jos de acolo, parcă ușa cu tine. Sărâncuță, sărâncuță, te-au prins florile de bani. Nu mai ești puține zică, dar ești încă frumusică și stă bine ca mămică cu trei fire albe măr. Care a fost prima ta meserie, Mihai? Am fost morar. Era singura mă. Făceam mălai. Mălai și urluială pentru păsări și porci. Cel mai mare antreprenor din... Deci eram... cei mai bogați oameni din sat erau Neadorut, tata lui Bobonete, care avea cârciumă, și următorul, primarul și eu. Câți oameni erau în toată localitatea? 5. Am ras. Mic drop. V-am pupat. Da, vine pizza. Bună seara. Final de podcast.